Carol al II-lea se stinge în 1953 la Escorial în Portugalia. Elena Lupescu îi mai supraviețuiește aproape 20 de ani. Un sfert de secol, 23 de ani. Da, în 77. Avem ceva informații despre perioada asta, despre Elena Lupescu? Există multe informații. Cartea mea nu le cuprinde, pentru că povestea se încheie, chiar dacă există un epilog, se încheie la plecarea lor din România în septembrie 1940. Dar există informații în arhivele CNSAS, un dosar voluminos de 16 volume instrumentat de securitate în căutarea averii lui Carol al II-lea și, sigur, averii Elenei Lupescu. Iar acolo există pagini multe de corespondență care au fost, de altfel, publicate acum un an sau acum doi ani într-un volum care se cheamă Scrisori din exil, dacă nu mă înșel, ale Elenei Lupescu. Scrisori către prieteni, scrisori către membri ai familiei, către apropiați. Deci s-ar putea, dacă ar fi să scriu la un moment dat un volum al doilea al acestei cărți, în care să povestesc de a fi rapăr toate evenimentele prin care au trecut ei după plecarea din România, s-ar putea reconstitui multe situații și evenimente la care au luat parte și prin care au trecut până la moartea ei în 1977. Ei s-au căsătorit în 1947, iar casa de Hohenzollern a recunoscut căsătoria și ea a devenit principesa Elena de România. De România, da. Aș vrea să explicați puțin. Ei se căsătoresc, eu zic la un moment dat în carte, că regele nu a fost cu nimeni mai căsătorit, ca să zic așa, decât cu Elena Lupescu. În ce sens? În sensul că în 1925-26, când se aflau la Paris, ei și-au făcut legăminte, jurăminte de fidelitate și de dragoste pe viață la Catedrala Notre-Dame din Paris, cum reiese din corespondența lor. Pe urmă, după ce au plecat din România, s-au căsătorit civil și ulterior s-au căsătorit și religios în Portugalia. Deci au fost trei momente semnificative, decisive ale acestei relații, care s-a încheiat cu o căsătorie, o cununie religioasă. El n-avea nevoie să fie recunoscut de casa de Hohenzollern pentru că aparținea casei de Hohenzollern, iar în 40, când pleacă din România, în contextul tulburător și tulburat politic pe care îl știm, e o mică nuanță. El nu abdică. Carol al II-lea ca rege nu a abdicat niciodată. Carol al II-lea în 40 renunță în favoarea fiului său, transferându-i, de fapt, lui Mihai toate drepturile dinastice. Nu există cuvântul abdic din partea lui Carol al II-lea. Asta a fost o chichiță, dacă vrem, care l-a deranjat foarte mult atunci pe Antonescu, care ar fi sperat ca lucrurile să fie tranșate în 1940. În ce fel să fie tranșate? Să fie tranșate, adică regele Carol al II-lea să abdice și să nu se facă imediat acest transfer de putere de la tată la fiu, care într-un fel îl păstra pe Carol al II-lea în postura de rege al României.
Noi din școală, cel puțin pe vremea lui Ceaușescu, am învățat niște lucruri simple despre Carol al II-lea. Că a fost un trădător, că a distrus România Mare, că a fost un nestatornic și un descreierat care a lăsat o țară pentru o femeie și, mă rog, cam în acest tip de imagine se încadra istoriografic Carol al II-lea în vremea regimului comunist. De fapt, era o imagine care venea mai de departe, pentru că acest cuplu, Carol al II-lea, Elena Lupescu, a traversat trei mari valuri succesive de defăimare. Unul în perioada guvernului Brătianu, al doilea în perioada antisemită legionară și al treilea și cel mai de lungă durată și care le-a valorificat pe primele două, în perioada istoriografiei comuniste. Așa că ce am moștenit noi ca imagine acestui cuplu după 90 este o caricatură care a devenit aproape folclor și care cred că ar merita acum la 30 de ani de la căderea comunismului să fie măcar nuanțată, dacă nu demolată, pentru că nu e reală. Relatați întâlnirea lui cu Hitler, care el are o poziție destul de demnă. Chiar foarte demnă, da. Hitler are o senfurie după întâlnire, spune că m-am întâlnit cu un regișor sau... Da, exact. Cum a decurs această întâlnire? Există o carte scrisă de un ziarist britanic și publicată în 1900, chiar atunci, 39-40, dacă nu mă înșel, după care am reconstituit, și pe care o și citez în această carte, după care am reconstituit scena întâlnirii lui Carol cu Hitler, scenă pe care presupun că Carol însuși i-a povestit-o lui Esterman, așa se numea acest ziarist, care vine foarte sceptic la București și foarte crunt să îl cunoască pe regele României, asta se întâmpla în 1938, și pleacă cu totul încântat de discuția lui cu regele și de personalitatea și gândirea politică ale acestui rege. Dar revenind la întâlnirea lui Carol al II-lea cu Hitler, într-adevăr e un joc în felul în care e descrisă această întâlnire, un joc al nervilor și al testărilor reciproce extraordinar de intens și de interesant, care se petrece la reședința lui Hitler din Munți și care îl descrie pe Carol ca fiind foarte, cum se zice, compus și foarte atent la tot ce vede și la tot ce aude, foarte calm, lăsându-l pe Hitler să peroreze despre planurile lui de salvare a Europei de bolșevici, despre planurile economice rezervate Balcanilor, despre avantajele pe care orice țară din Balcani le-ar avea prin alianța cu Germania, despre avantajele pe care el însuși, ca rege provenit, nu-i așa, dintr-o familie germană de Hohenzollern, le-ar fi avut prin această alianță. Și sigur ajunge spre finalul discuției la situația lui Corneliu Zelea Codreanu, care la data respectivă se afla în închisoare în urma unui proces măsluit, mă rog, asta este o altă poveste. Ceea ce pe Carol îl indignează la culme, pentru că el avea informații din țară că pe timpul
vizitelor lui în străinătate, care începuseră cu Anglia. Avuseseră loc noi atentate puse la cale de legionari sau de apropiați ai legionarilor, sigur, care erau revoltați pentru că Zelea Codreanu se afla pe nedrept, în bună măsură, în pușcărie. Și cu toate astea se abține, nu face comentarii prea multe în discuția cu Hitler. Hitler apare din această întâlnire, așa cum e ea descrisă, destul de caricatural, ca un dictator mult prea sigur pe sine și ca un individ complexat care, știind că are în fața lui un os domnesc și de origine germană, încearcă să-și dovedească în toate felurile superioritatea politică, psihologică, bărbătească. E interesant și asta, pentru că Esterman descrie un detaliu pe care cu siguranță Hitler și propaganda din jurul său îl foloseau totdeauna în imaginea publică a Führerului, aceea momentul sosirii lui Carol, care era foarte înalt și Hitler era scund. Întâlnirea lor se face pe scări, Hitler se urcă cu niște trepte mai sus, în așa fel încât să pară, în fotografia oficială care li se face, să pară un pic mai înalt decât acest regișor, cum îl numește cu dispreț ulterior. Carol se întoarce în țară enervat la culme de această întâlnire și nu numai că nu urmează sfaturile lui Hitler, care îi sugerase destul de limpede că legionarii închiși și Codreanu trebuie eliberați, nu numai că nu urmează sfatul, dar și comandă, se spune că el ar fi ordonat până la urmă asasinarea lui Codreanu și a celorlalți legionari închiși printr-o, sigur, o înscenare tipică sub acuzația că ar fi fugit de sub escortă. Și de aici începe un conflict care nu se va stinge sau se va stinge numai odată cu plecarea lui Carol și a Irenei Lupescu din România în septembrie 1940. Dar întâlnirea dintre ei, într-adevăr, e o mare scenă. E o scenă interesantă și care, în măsura în care e autentică și am avea motive să credem că este în bună măsură autentică, spune multe lucruri despre Carol al II-lea și despre statura lui regală. Ca să verificăm furia nemților, imediat apare un articol al lui Goebbels despre Elena Lupescu, care o compară cu Estera și arată Estera influența biblică. Malefică. Există o campanie întreagă ulterioară acestui moment, în care e limpede și lui Hitler, e limpede că acest rege al României nu se supune ordinelor. Începe o campanie pusă la punct cu mare meșteșug de birourile de propagandă conduse de Goebbels, care o vizează în primul rând, nu-l vizează atât de mult pe Carol, dar o vizează foarte mult pe Elena Lupescu și, prin ricoșeu, sigur, și pe el. În 45, când se aflau în Brazilia, caută să revină la proprietatea lor din Franța, dar nu primesc viză, deși el era... Păi nu primesc viză pentru că după război, asta a fost, el a
a avut un destin care a înșirat ca mărgelele pe ață tot felul de paradoxuri. Odată povestită această scenă a întâlnirii cu Hitler, ai zice, și jurnalele lui o arată clar, că politica lui totdeauna a fost britanico-americano-franceză în timpul războiului și după război, și că a încercat să joace pe sârmă în așa fel încât să asigure cât de cât stabilitatea economică și politică a României vremii. Dar ulterior, el a fost perceput ca un aliat al lui Hitler, pentru că, sigur, România basculase, făcuse diversi pași de supraviețuire sau nu, în acest sens, și atunci în America, de pildă, unde nici acolo n-au avut intrare, n-au avut-o pentru că erau percepuți ca foști aliați, nu-i așa, ai Germaniei naziste. Tot felul de, el trece în viața lui prin tot felul de aventuri și paradoxuri care probabil că au făcut să fie perceput totdeauna excesiv într-un fel negativ sau excesiv pozitiv, sau în orice caz să existe tot timpul o dezbatere și o tensiune și pasiuni nenumărate care se înfruntă până în zilele noastre în jurul personalității lui. Singurul lucru statornic a fost iubirea lui pentru Magda Lupescu. Pe care nu o chema Magda, că asta îi se zice, și asta e foarte interesant, că după 1990 și 92, în primele interviuri pe care le dă fiul lui, regele Mihai, el evită cu bună știință să o numească vreodată Elena. Îi spune numai Magda. Ori asta ne e limpede de ce, pentru că așa o chema și pe mama lui, pe regina Elena. Dar Magda e un nume pe care i l-a dat, se pare, un ziarist italian prin 1926, când ei s-au aflat câteva luni în Italia și li s-au luat diverse interviuri, care a înțeles sau s-a produs o contaminare de natură, să-i zicem așa, psihanalitico-ideologică, în sensul că și-a spus că dacă ea era o femeie, nu-i așa, fugită cu un rege care își părăsise familia, dacă se spunea că era o prostituată, precis trebuie să o fi chemat-o Maria Magdalena. Și de la Maria Magdalena s-a ajuns la Magda, și Magda s-a perpetuat pentru că familiei regale i-a convenit și atunci și mai târziu să o delimiteze clar prin nume de cealaltă Elenă, considerată singura Elenă legitimă din viața lui Carol. Revenind la povestea lor de dragoste, eu am fost foarte bucuroasă când am găsit scrisorile lui Carol către Elena Lupescu din perioada verii 1930, când ea rămâne la Paris și pe urmă pleacă în Elveția, iar el se întoarce în România, și care scrisori arată limpede că această dragoste a fost autentică și că ceea ce s-a perpetuat ca imagine despre relația lor ca fiind o dependență sexuală, eventual maladivă, a lui Carol față de această femeie, nu se confirmă. Aceste scrisori arată extraordinara solidaritate și încredere care exista între ei și care exista
la toate nivelurile, cum am zice astăzi, ale comunicării. El îi povestește, sunt zile și uneori nopți când îi povestește de a fi rapăr viața politică pe care a găsit-o în România cu detalii, cu portrete de politicieni, cu crochiuri ale vieții sociale și politice din vremea respectivă, cu asigurări totdeauna că distanța dintre ei nu înseamnă niciun fel despărțire sau părăsire, și este o relație care până la urmă îi pune într-o stare de perplexitate pe detractorii lui Carol sau pe cei care îl detestă visceral. Pentru că criticându-l, detestându-l, făcându-i un portret de rege playboy, nestatornic, incapabil de decizii ferme, până la urmă trebuie să tragă linie și să spună totuși ce a fost cu această relație care a durat până la moartea lui și care a rezistat în ciuda tuturor presiunilor, și presiunile au fost imense, în ciuda tuturor tensiunilor, în ciuda tuturor campaniilor de defăimare, care în mod normal sau în mod firesc, dacă nu era vorba de o relație autentică, ar fi trebuit să-i despartă. Ei, lucrul ăsta nu s-a întâmplat și atunci chiar și contemporani care îi detestă pe amândoi sau numai pe Carol sau numai pe Elena Lupescu trebuie să recunoască până la urmă că ce a fost între ei a fost dragoste autentică. Erau foarte, cum să spune, prizați de ziarele europene, de presa europeană. Era un cuplu urmărit. Apăreau o mulțime de articole despre ei. Păi, cum să nu? Pentru că înflăcărau imaginația publicului de oriunde. Un prinț moștenitor care renunță la drepturile sale de prinț moștenitor pentru o femeie și fuge în lume cu ea, alege în cumpăna dificilă dintre dragoste și datorie, alege dragostea, face orice, se jertfește pentru femeia iubită, lasă puterea pentru o iubire ideală. Păi cum, asta e o poveste care în toate secolele și pe tot mapamondul înflăcărează imaginația publicului. E o poveste de vis, de basm, de Făt Frumos și Ileana Cosânzeana, dacă vrem. Sigur că ei au fost urmăriți în continuu de ziariști, de fotografi, de corespondenți de presă, de pretutindeni, în speranța unui interviu, unei reacții, cum zicem noi astăzi, unui comentariu. Și să nu uităm că ei sunt cumva, sunt contemporani, dar sunt precursorii unei alte mari povești de renunțare și de alegere între dragoste și datorie, care a fost cea a lui Edward al VIII-lea, regele Angliei, și a americancei Wallis Simpson. Carol al II-lea era văr de al II-lea cu Edward al Angliei și în 1936, când izbucnește povestea din Anglia și când Edward nu că renunță la o țară, renunță la un imperiu pentru Wallis Simpson, imediat sigur că presa internațională face legătura între cele două mari povești de dragoste aproape contemporane. La moartea lui Carol, Elena Lupescu scrie în jurnal: cine sunt eu fără el? O simplă femeie nefericită, jidoafca cu părul roșu, care a stricat viața și a stricat viața României. Cum ați comenta
că... Așa îi se spunea Jidoafca cu părul roșu dintre multele... Da, dar faptul că i-a stricat viața lui și a stricat viața României, păi era, da, ea aici, se punea într-o condiție tragică. Nu, aici cred că mimează părerile vehiculate de-a lungul timpului despre ea, care, reducându-le pe toate, la asta se... asta spuneau. Această femeie odioasă a stricat viața regelui și, prin, pe cale de consecință, a distrus și viața României. E o, sigur, e o mare hiperbolă, dar ea e legitimată de ce se spunea în epocă despre Jidoafca cu părul roșu. Acum, ce mi se pare mie interesant la Elena Lupescu, a cărei biografie am încercat să o reconstitui din documente de arhivă și fotografii de la arhivele de la Iași și de la București, dar și din arhiva familiei materne a Elenei Lupescu. Trebuie spus că ea are mai multe registre de comunicare și cine citește și scrisorile care diferă și ca ton și ca formulări, într-un fel le scrie membrilor familiei, chiar în perioada exilului, într-un fel le scrie prietenelor, într-un fel îi scrie lui Carol, cel puțin în perioada anilor 30, în 1930, în perioada despre care vorbeam, sunt obligați să scrie aproape codat, pentru că nu știau pe mâinile cui apucă aceste scrisori. Și era o situație foarte fragilă, în care nu se știa dacă Carol va recupera tronul, dacă se va întoarce în exil, dacă va rămâne în România. Era o situație, în acele momente în care scriau ei, destul de nesigură. Și atunci scriu într-un fel în care numai ei să înțeleagă mesajul, dincolo de descrierea stării de fapt din România, în rândurile care îi privesc direct. De multe ori trebuie să citești printre rânduri ca să te prinzi care era de fapt, ce vroiau să-și spună. Așa că ea nu e deloc o ființă simplă și vulgară, așa cum a fost descrisă, și foarte ușor de citit. E ceva mai complicat de atât și n-ar trebui subestimată nici ca inteligență și nici ca capacitate de a-și pune și de a-și scoate diverse măști, de a schimba măștile în funcție de situația în care se află, că într-un fel trebuie să țină seama că această femeie s-a ascuns ani de zile, a trăit în umbra lui Carol și multele bârfe și zvonuri despre ea au fost acumulate mai cu seamă prin absența vederii ei reale. Puțini, foarte puțini o cunoșteau din apropiere. Ceea ce făcea, sigur, ca imaginația și zvonurile și bârfele să ia proporții apocaliptice uneori. Dar cei care au cunoscut-o și pe termen mai lung au păreri foarte nuanțate despre cum era și cine era această femeie. Și nu era deloc o femeie care să nu-i fi fost alături lui Carol prin sclipiri de inteligență și prin o extraordinară abilitate de a supraviețui situațiilor complicate și situațiilor nefavorabile mai cu seamă. Se cunosc întâmplări de după moartea lui Carol cu Elena Lupescu sau se știe ceva ce a mai făcut cu
Nu, după moartea lui Carol i-a trăit foarte discret. Trebuie spus că ani de zile securitatea din România a încercat și a și reușit prin diversi oameni să se infiltreze în apropierea ei, să o supravegheze, să-i fotografieze documente și acte în așa fel încât să ajungă pe urmele a ceea ce s-a crezut că ar fi o fabuloasă avere a lui Carol al II-lea. Ea era conștientă de supraveghere și a trăit foarte modest, cel puțin în ultimii ani de viață, aproape în solitudine și cu foarte puțini apropiați. Moștenirea ei, singura ei legatară testamentară, a fost soția lui Ernest Urdăreanu, Monique Urdăreanu, care era o englezoaică mult mai tânără, pe care o cunoscuse cu mult timp în urmă. Ea a moștenit tot ce a avut de lăsat Elena Lupescu. Și am citit la un moment dat că ulterior, cred că pe la sfârșitul anilor 80, Paul Lambrino a cumpărat de la Monique Urdăreanu o bună parte din, cel puțin din corespondență, din scrisori, documente ale bunicului lui Carol al II-lea.